Ce spun datele despre consumul în București la începutul lui 2021? În primul rând, dacă ne uităm la datele pe care le-ați strâns voi la Ziarul Financiar overall, spun că e bine. Adică ne așteptam ca după un an în care ni s-a vorbit foarte mult despre afaceri care cad, despre oameni care nu mai au dorința asta de a arunca cu banii atât de ușor, sunt foarte, foarte multe zone, și imediat îți spun care, unde consumul este în creștere, mai ales la un anumit tip de produse. Ne-am uitat mai devreme împreună pe cifre și ce ne-a atras atenția a fost faptul că Bucureștiul, buricul târgului, se duce în jos la capitolul consum pe anumite paliere și crește foarte mult mediul rural.